Salutare, dragi prieteni! Astăzi sunt alături de Alexandra. Hello! Mă bucur să o cunosc și vrem să facem un vlog drăguț. Câteva întrebări, să zic așa, cât mai naturale, că practic asta e foarte important. Și să aflăm câteva lucruri drăguțe ce țin de Alexandra și de jobul ei, de chestiile pe care le prestează, pentru că mi se pare destul de interesant, cel puțin mie, și atunci aș vrea să vin și în atenția voastră cu lucrul acesta. Așa că, în primul rând, cum am văzut la tine pe profil, aș vrea să te apreciez pentru faptul, cum spuneam, că ești o fashionistă cu adevărat, adică pui preț pe chestia asta. Am văzut anumite poze care se bazează, probabil sunt mai, cum să zic, stai mai mult pe ele, știi, te accentuezi, pui mai mult suflet, să zic așa, știi, fotografie. Și da, chiar e ceva de apreciat. Așa că, pentru început, aș vrea să știm cu toții cine e Alexandra. Bun, numele meu este Alexandra Udrea Ionela. Am 27 de ani, aproape, mai am câteva zile. Deci înainte de pe acum. Așa. Sunt inginer pe investiții și am o firmă de digital marketing. Ok. Ce să mai zic despre mine? Că îmi place fashion-ul, da, cred că se vede uneori. Se vede. Cel puțin că în lumea o să uit de pe pagina pe care o să mai aici. Okay. Eu zic că o să fie aceeași părere. Da, așa. Mă ocup foarte mult și îmi place să ajut oamenii, fac foarte multă caritate. Serios? Da. Super, e tare. Da, voluntariat cât se poate de mult când am timp și permite timpul. Ador copii, îmi place să gătesc, am fost și bucătar. Ce să zic, nu știu, hai să descoperim mai multe. Descoperim mai multe, da, chiar să vină de la sine. Auzind asta de la tine, chiar vreau să te întreb o chestie amuzantă. Cum îți place să-ți începi diminețile? Oh, da. Uneori greu. Greu. Pentru că când sună ceasul la 5:30, nu e foarte plăcut. Wow. Dar ca toată lumea, te ridici din pat, pui puțin mâna în cap, iar trebuie să mă trezesc și astăzi. Ok. După aia, rutina zilnică ca oricare om, ești la baie, mănânci, așa mai departe și mă duc la tren, deoarece fac naveta. O, da. În fiecare dimineață. Ce părere ai despre asta? Cum se pare? Eu o apreciez, în sensul că lucrând și cu trenurile. Okay. Îmi place foarte mult, nu e chiar foarte comod, în sensul că toată lumea știe cum sunt trenurile din România. Dar am timp să mai ascult muzică, să mă relaxez, să mă trezesc sau să mai dorm puțin. Super, da, chiar bine. De stare. Așa. Citesc foarte mult în tren, mă documentez, lucrez cu clienții mei, deci profit de fiecare moment și fiecare minut pe care îl petrec undeva. Oh, da, ideal asta. Probabil ești mult mai productivă, știi? Exact. De chiar am o dimineață productivă, de fiecare dată. Păi mă bucur să aud asta. Da. Uite că sunt trenurile bune la ceva, știi? Sunt. Chiar e super tare. Da. Auzind asta despre tine, ceea ce faci și îți place, cum te descoperi pasiunea pentru jobul tău? Sincer să-ți spun, îmi place să lucrez cu oameni, în primul rând, și... La bune? Mai greu de asta, știi? Adică îți place cu omul când zice cineva, măi, cu omul cel mai greu de lucra, știi? Da, e foarte greu, într-adevăr, okay. Dar și cunoști foarte multe tipuri de oameni și te dezvolți. Pur și simplu, îți faci un caracter anume, poate și mai puternic, știi? Când auzi fiecare are altă părere, la un moment dat îți dai, ok, vorbiți profesional, da. Sau depinde ce persoană e, acum dacă vezi cu familia, trebuie să te comporți puțin altfel. Știi. Dar, nu știu, pe mine, știi, îmi dă o bună dispoziție alteori și când văd că un om e trist, încerc cumva să-i ridic moralul, încerc să, faci ceva, să se simte și el bine. Dacă tu te simți bine, de ce să nu împărtășesc chestia asta cu altcineva? Ce frumos! Și e fain, într-un colectiv super, adică colectivul meu e super fain, nu știu, să spun în alte părți. Asta e bine! Poate de aia oamenii nu le place să lucreze pentru că, a, nu că ăla nu place, ăla e mohorât, ăla comentează, ăla bârfește, ăla cum se face la noi. Ei bine, eu nu fac chestiile astea în seamă. Ce frumos! Și mă trezesc cu bună dispoziție oarecum și mai citesc ceva. Atunci vin gata, pregătită și zic, na, bun, hai să începem treaba, nu mai contează cine vine pe lângă. Da, tare. Păi cel puțin cum zisește și adineauri, că deci la 5, adică ce vibe poți să ai la ora aia, îmi dau seama că... Da, dar îți vine să știi, când mergi, na, mai scuți, mai auzi o problemă, două și pe tren. Okay, da, chiar pe tren. Mai râzi ceva, mai auzi o bârfă, mai nu știu ce, mai așa, mai trece ziua. Sigur, îți revii ce zic, hai ok la muncă, da, exact. Până la urmă. Da, e fain. Da, foarte fain. Spuseți așa din aur că ai o firmă de social media, da. Dacă nu mă șel, ok. Ai putea să prezinți câteva cuvinte? Da, deci eu am o firmă de digital marketing și mă ocup de administrarea paginilor de socializare, Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube, TikTok, mai nou TikTok. Mai nou, da, e actual, așa, da. E prezent. Și n-ai cum să nu înveți tot ce e la modă. Așa. În care pur și simplu, având în vedere că ți-am spus, îmi place să ajut oamenii și fac voluntariat, vreau să văd că oamenii, nu știu, își arată afacerile frumos. Pagina socializare, că contează foarte mult imaginea în ziua de astăzi, din păcate, că, na, nu prea ne mai uităm nici la gust, se pare, nici la cum arată, nici la suflet în cazul omului, știi, și atunci da. Ne uităm la ambalaj și se pare că ambalajul în social media e pur și simplu sunt pagine de socializare și website-urile și atunci contează foarte mult să ai o pagină foarte bine îngrijită, să ai un template potrivit pentru pagina ta, să-ți alegi singur luminile, să ai descrieri, să nu arunci doar niște poze acolo și zici ok, gata, astea sunt bune, nu contează, chiar dacă ai poze proprii sau nu, trebuie cumva să-ți pui amprenta ta personală pe fiecare poză. Și mie îmi place să văd că oamenii sunt mulțumiți de ce fac eu pentru ei și să auzi, uai, super tare, mi-au crescut vânzările sau sunt foarte mulțumit. Și atunci am și un băi din ăla, oh, am ajutat pe cineva. Da. O, chiar e bine, adică lucrurile mai contează, știi? Da, altor, sincer să spun, a făcut-o ca o pasiune, se pare că a ajuns și ca job, așa, al doilea job. A făcut-o din pasiune mai mult să ajut oamenii, că la început am făcut-o pe gratis. Ok. Și zic, vreau să ajut și vreau să văd dacă le place. Și oamenii mi-au dat un feedback foarte bun și asta m-a motivat să învăț, să învăț din ce în ce mai. Ok. Ești fain, ai zis până acum, măi, e bine, asta e, știi, da. E foarte tare. Mă bucur să aud asta, practic asta e ideal, știi, cum vorbeam și înainte. Ce mai frumos lucru e în momentul în care faci ce-ți place, știi? Da. Și apoi, efectiv, să și câștigi din asta, să poți să te întreții și, nu știu, lucrul ăsta te motivează. Foarte cred că mult, mai, mult așa mai ales dacă îți și place să faci o caritate și să fii așa mai influencer, cum influencer, da. Pe partea asta, da, de ce nu, având în vedere că, na, și... Începul meu are legătură cu pagina mea, îmi place să fie organizată, îmi place. Și atunci, da, vreau să facă și alții ca mine. De ce nu? Pentru că fac un lucru bun, de ce să nu facă și alții? Ei, da, chiar, uite, Alexandra, pe ideea asta, vrea să ne fie un model, nu? Să ne dea aici o chestie de urmat. Eu asta încerc. Sigur. Chiar și asta vrem să promovăm, practic. Ca să luăm exemplele bune, știi? Lucrurile bune din orice domeniu și... Cum spuneai și tu, putem să le punem în practică. Da, chiar putem. Puțin timp ar trebui, na, ca în orice, trebuie să investești puțin timp ca evident, să, evident, ca da, să evoluezi în ceva. Ok. Ce văzut la tine pe pagină, cum spuneam, asta m-a tras, partea de modă. Ok. Cum te regăsești între astea două? Bunesc că se cam îmbină. Se îmbină. Bine, mie cam de mică mi-a plăcut. Mă aduc aminte, cred că aveam o filmare așa pe la vreo 2 ani. 2 ani? Da, o, cred că ce amuzant era. Cred că pe la 2 ani în care am găsit niște tocuri prin casă și îmi legam niște eșarpe sau fulare sau nu știu ce și defilam prin casă. Bine, mă împiedicam să încât. Ok, bun. Dar... și dansam foarte mult în oglindă și mă uitam și eram foarte amuzantă, da, se pare că... Am aflat și acum că n-am văzut mai mare, că nu știam ce făceam când eram mică. Și îmi plăcea chestia asta, să stau mult în oglindă, să mă mai aranjez, să fac. Acum nu zic că sunt uai, super fain, dar eu cred că contează foarte mult să ai grijă de tine. Atât timp cât, na, și vreau să fac treaba asta și îmi place să ajut și îmi place vizualul, chiar și în domeniul meu. Okay. Care contează foarte mult treaba asta. Adică altul nu-ți trebuie lucruri scumpe. Eu, de exemplu, nu am lucruri foarte scumpe. Dar contează să știi să le îmbini și să te reprezinte în pregămintea pe care da, asta cu tine. Că asta e. Și cel mai ideal e să fie cu gust, știi? Chiar dacă nu e scump, spune, e frumos să fie lucru curat, aranjat, cu gust. Că acum, practic sunt tot felul de din astea fete, să zic așa, care caută să fii sexy. Ok, să fii sexy, dar poți să fii sexy și într-o cămașă. Tot de, evident. Nu trebuie să fie, corect. Nu trebuie să fie decoltată sau ceva. Deci, da, da, de acord cu tine. Asta totul depinde de stilul pe care l-ai și ce vrei tu să arăți, ce vrei să portești. De acord cu tine. Uite, referitor la partea asta cu moda, fashion-ul, crezi că e un lucru esențial în viață? Trebuie să cumpere un loc important? Da, cred că da. După cum știm, zicala aia, haina îl face pe om. Da, da. De acord cu tine, să știi, în multe. Adică, acum toată lumea are zile în care azi mă îmbrac în training, pentru că starea asta o am și, nu știu, vreau să fac sport, vreau să mă recrez, poate nu te simți bine în tocuri sau în pantofi cu șiret. Și atunci, na, depinde și de starea pe care o ai. Dar, da, consider, pentru că, după cum știm, mai ales la noi în România, acum nu știu exact în afară cu noi, dar la noi în România, când te duci la un interviu, mai ales, cred că este cel mai bun exemplu, vorba e, dacă vin pantaloni scurți și în șlapi, nu cred că treci interviu. Să știi, da, contează foarte mult. Și, na, pun la prezență și parcă altfel și parcă, nu știu, când te îmbraci mai elegant, îți schimbi și stilul puțin de cum vorbești și cumva predominează chestia asta. Ok, deci dă bine, că practic omul prima dată când te vede, te vede cum ești îmbrăcat, știi? Da, impactul vizual. Da, impactul vizual care contează destul de mult, putem zice. Da, chiar contează. Ok, pe partea asta cu moda, cât timp îți alogi?
ziua, cât timp mai ai să ți aloci, mai bine zis, da. Pentru asta. Nu știu cum să-ți spun, mai cam știu ce am în dulap. Bun, bun, asta e bine, da. Cam știu ce am în dulap. Okay. Și atunci îs... Ok, mâine unde mă duc? Mă duc acolo. Bun, uh-huh. Deci știu că... Nu, prima oară mă gândesc unde mă duc, verific cum o să fie vremea. Bun, bun. Că mai sunt... Bine, mai e și surprize uneori, dar în mare parte nu. Și okay. Știu, e frig, e cald, ok, deci ce mi-au? Mi-au aia, aia, aia și mi le pregătesc. Seara mi le pregătesc și zic că au super. Deci, să-ți spun, nu știu, 15 minute? 15 minute? 15 minute? Wow. Știu ce am de luat pe mine. Acum, okay. De obicei, când e un eveniment și ai mai multe haine care vreau să le port odată, acolo okay. E problema. Vorbeam, mai pun la telefon, mama, ce să iau? Merge. Ce zici? Păi okay. Aia nu, aia nu, ok, bine, rămâne la asta. Și atunci da. Aia durează mai mult și conversația cu mama depinde cât durează aia. Dar așa... Am înțeles? Maxim 20 de minute. Mai tare, chiar să știi da. Că ești de apreciat. Adică când stai să vezi chestia asta, probabil dacă stau să mă gândesc și eu sau alții, poate ne-am mai mult, știi? Și atunci da. De obicei, chiar. Dacă nu ești sigur pe tine și nu știi ce vrei, da, ca de obicei și ca în toate filmele, ok, cu ce mă îmbrac acum, am dat la plin de haine. Ok. Mai sunt și momente din alea, nu vreau să mint. Sunt și momente din alea, dar în mare parte cam știu ce vreau și știu unde să mă duc să le iau. Deci uite, siguranța pe tine te ajută în foarte multe domenii. Da, da. Am dezvoltat-o, să știi că nu foarte de mult, de da? Câteva ani, da, bun. Dar e ok. E bine, te ajută. Da, da. Super, chiar mă bucur să aud asta. Ce vreau să te mai întreb, referitor la chestia asta, crezi că, dacă putem să numim așa piesele din garderoba ta, okay, ce țin de vestimentație, te reprezintă cel mai bine? Am și elemente care nu mă reprezintă, ce-i drept, dar okay. Sunt nevoită să le mai port undeva, nu știu cum e, la lucru mai trebuie să port o uniformă sau mai pot okay. Să port ceva sau... Na, alea sunt chestii care nu prea mă reprezintă, dar sunt necesare. Da, am înțeles. În general încerc să-mi aleg și să-mi cumpăr chestii care chiar mă reprezintă. Da. Deci, sunt puțin și mai elegantă și mai fashion, dar și când îți port, sunt sport. În sport. Da. E bine, știi ce frumos, că încerci să le combini, știi? Adică... Încercăm așa... Cât de puțin să fie de bine. Cât de puțin să fii și lejeră, dar să fii și elegantă, dar să fii și sexy, dar să fii okay. Și diplomată. Găsim de toate. Super, da. Uite, referitor la ce spuneai, probabil anumite piese din garderobă te pot face într-o zi să te simți încrezătoare în tine? Da, da, da? Cred că da. Okay. Poate depinde și de culorile pe care le porți, în sensul că... De exemplu, nu știu, azi e roz, da? Uh-huh. Nu știu, nu prea port roz. Da. A fost cam o excepție, dar e bine. Culorile vii, în general culorile vii când pui ceva pe tine, parcă imediat luminează. Și oamenii da. Parcă se uită la tine altfel și zic, wow, nu știu ce galbenă ești astăzi sau nu știu cum folosim noi expresiile astea. Da, atunci înțeleg. Toată lumea îți schimbă starea și imediat, adică tu transmiți vibe-ul ăsta tău pe care l-ai, culoarea pe care o ai, o transmiți okay. Și la altcineva. Și toată lumea e fericită din jurul tău. Ce frumos. Acum dacă te îmbraci negru, deci ori par supărat, ori vorba aia, a murit cineva, da, ori da. Ești trist, ori plouă afară, ori n-ai chef să te îmbraci cu nimic. Ok, înțeleg. Da, bun, da. E bine. Uite, da. O întrebare că mi se mare mișto. Ai un șifonier haine pe care l-ai purtat? Da. Da? Bun. Da, mă așteptam la răspunsul ăsta, ok. Da, am. Sunt în magazin. Băi, aș purta și chestia aia. Bun. Dacă nu o iau, îmi pare rău că n-am luat-o. Când okay. O iau, dar când o port. Da, când vine momentul, oportun. Da. Sper să port vreodată, să nu rămână mică. Cred că mai am... Cred că și acum am o bluză în dulap de câțiva ani, care n-am purtat-o niciodată. Super. Dar e faină, mă place, dar pare că n-am cu ce să combin niciodată. Și atunci okay. Am zis, ok, lasă. Da. Când vine momentul, hai, poate mâine. Da, poate. Măi, da, și asta e interesant să știi, să auzi lucrul ăsta. Sunt. Ce mi se pare din nou interesant să te întreb, ar fi, din perspectiva ta, ce ai aprecia mai mult sau ce ai purta mai mult, cămașă sau tricou? Cum te vezi tu? Cămașă. Cămașă? Deși okay. Prea-mi place cămașa, nu-mi place, na, de obicei materialele te mai strâng, te mai șefânează, uh-huh. Transpiri, depinde, na, cămășele sunt mai de stat la rece, să zic așa, când da, ai da. Din parc, ai dar dreptate. Mă reprezintă mai mult. Te reprezintă? Da, pentru că am devenit puțin mai diplomată, uh-huh. Îmi place să vă pun mai mult accent pe eleganță okay. Și mi se pare cămașa și elegantă și sexy și sport, depinde cu ce o combine în partea de jos. Am înțeles. Așa că cămașă. Cămașă, da, cămașă. Rămâne. Până la urmă rămâne da, cămașa. Rămân cu cămașă. Ok, legat de cămașă, sunt accesorii care îți plac? Sau contează, cred că și stilul, bineînțeles, pe da, care le adopt da. Și apoi? Îmi plac foarte mult cerceii și lanțurile. Lanțul se vede, da. E drăguț. Ia, da, asta este în evidență. Da, îmi plac accesoriile mari în general, uh-huh. Acum nu e cazul, că dacă okay. Nu e cazul, nu e cazul. Nu prea portinele,
ceasuri din astea nu prea mă regăsesc în ele, uh-huh. Dar cercei trebuie să fie colecție acolo, la orice, nu contează ce ai, trebuie să ai ceva. Trebuie să fie ceva, ia zic, ca să ne scoată în evidență. Da. Super. Oare în materie de branduri, uh-huh. Ai ceva ce-ți place? Nu. Nu? Nu. Adică... Ce modest, Alexandra? Bine, nu. Merge. În sensul că, până la urmă, și Louis Vuitton și toate astea, uh-huh. Care... se poartă și sunt pe piață, okay. Tot din aceleași materiale sunt făcute, ca și asta nu orice, mai vede de dreptate. Orice alte branduri, tot hainele alea, la un moment dat și hainele alea, nu știu, rămân mici și alea se strică și alea se rup și alea se desfac și alea se... Așa că de ce să dau 1000 de euro pe o haină când pot să dau, nu știu, de 10 ori mai puțin și altor poate o calitate mai bună, așa okay. Că nu sunt fan a arunca banii pe haine. Înțeleg. Poți să-ți iei haine ieftine să știi să le combini. Cred că asta contează cel mai mult. Să știi că cel mai mult contează și mă bucur super mult că aud gândirea asta. Adică, sincer, n-am prea auzit de multe ori. Pentru că toată lumea știe, vreau oarecum să... Este în evidență cu ceva. Da. Da, doar că nu asta, nu cu asta, este în evidență. Părerea mea, adică, da, cum am spus, contează foarte mult cu vestimentația și cum arăți, dar dacă ai un tricou pe tine Versace sau Gucci sau ce să mai poartă, aia nu înseamnă că ești la un alt nivel față de altul care poate are un tricou, nu știu, o Zara sau ceva, uh-huh. Sau Bershka sau care sunt prin mall-uri. Okay. Mi se pare același lucru, tot tricoul, tot cu aceeași de dat și port sau cu aceeași topuri, deci nu are relevanță. Și permitem să mai adaug că probabil tipul ăla care nu are Versace sau așa, probabil are super mai mulți bonus decât celălalt, știi? Cu siguranță. De multe se întâmplă așa, adică am văzut. Da, sunt oamenii care, după cum știi și noi, oamenii milionari, da, care dacă te uiți la ei, parcă nu le dai bani pe ei. Da, 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 deci l-am văzut. Ce are ăla. Da, serios. Ok, și când te uiți pe net, poate uite, $50, dar el are miliarde. Da. Deci, la asta nu sunt de acord, să investești în bani, investești în tine, nu știu, în ceva personal, să educația ta, cred că în asta contează mai mult ce ai în cap decât ce ai pe tine. Da, drept e. Chiar dacă doar asta se vede prima dată, dar apoi în momentul în care, știi, discuți cu omul, de fapt vezi că... Da, dar nu poți să-ți faci o părere față de un om doar după cum îl vezi. Da, îți faci, ok, e aranjat sau nu e aranjat. Asta e primul care ți-l face, dar caracterul descoperi vorbind cu el, discutând cu el. Dacă nu ai ce să discuți cu el, înseamnă că haina aia e degeaba. E degeaba. Wow, ce tare a fost asta, dar e degeaba. Da, acolo. E degeaba. Da, să știi. Da. Chiar așa e, dacă stăm să ne gândim, așa e. Uite, ai o chestie cu care nu ți-ar plăcea să te îmbraci? Dacă vorbim de o piesă sau un outfit sau ceva, te-ai gândit la asta? Nu cred. Nu cred? În sensul că, ok, poate am o bluziță găsită, rătăcită de ani de zile sau pe care pur și simplu am vrut să o iau, după aia nu mai îmi place. Dar dacă îi găsești ceva cu care să combini, pui un accesor, pui ceva sau mai nou am văzut tot felul de chestii pe net, le modifici, le pui tot felul de accesorii. Ce tare. Tot felul de chestii lipite pe haine, îi dai alt, un alt vibe și atunci imediat îi găsești cu ce să porți. Deci nu cred că este ceva ce n-aș putea să port. Am văzut că sunt prestat cu modă în care sunt îmbrăcate în saci de gunoi. Așa că... La bune? Da, pe bune, chiar ai sunt tipul. N-am auzit asta. Da, și din peturi reciclabile și din tot felul de chestii astea sunt făcute haine, reprezentări de modă și da, cred că aș purta și eu. Ia zi, mă, hai să văd cum e. Aș purta odată. Aș încerca să văd cum e. Da, de ce nu? Super tare. Uite, o întrebare super bună, referitor la ce am auzit, chiar mi-a plăcut spusele tale. În ce crezi tu că ar consta frumusețea unei femei? În primul rând, în fericirea ei. O, da, da. De ce? Pentru că eu pun preț pe fericire. Adică nu vreau să treacă nicio zi din viața mea în care să nu zâmbesc. Ok, super tare, da. Chiar dacă, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva în familie sau la lucru, sau ai probleme, sau ai un ecaz, sau orice ar fi, plouă afară, cum lumea, sunt depresivă, nu fac nimica. Nu, cum? Îmi pare rău. Dacă mâine mor. Da, da, da. Îmi pare rău că n-am profitat de ultima mea zi din viața mea să fac ceva, să zâmbesc, să duc fericire cuiva. Deci, eu cred că, nu știu, indiferent cum zice lumea, că lumea caracterizează femeia în urâtă și frumoasă. Eu nu cred. Fiecare femeie e frumoasă cumva. 100%. Fiecare om e frumos în felul lui și atunci cred că în momentul în care ori, indiferent ce om ar fi în fața ta, dacă îți zâmbește, te face și pe tine să te simți mai bine și direct îl vezi mai frumos. În momentul în care cineva zâmbește, îl vezi mai frumos și cred că asta înseamnă frumusețe cu adevărat. Să zâmbești și să fii fericit. Da, normal. Și hainele, și să vorbai, stai un picior mai sexy și să ai grijă de tine, dar în general cu un preț pe fericire. Dacă nu ai zâmbit, asta e o zi pierdută. Da, să știi, asta e un lucru super important, știi? Adică e esențial vieții, că degeaba ești cumva, știi, ai o ținută, ai ceva și de fapt e supărat, știi că nu... Ce folos ai să
ai o rochiță sexy pe tine sau scumpă sau oricum ar fi, dacă te-ai supărat. Da, chiar, nu merge bine. Parcă tot nu ești frumoasă. Să știi. Și uite, referitor la chestia cu frumusețea, ce vreau să mai adaug, probabil fiecare, cu siguranță, de fapt, fiecare om e frumos, probabil pentru altcineva, știi? Da. Ție, ca și un om, spre exemplu, ți se pare, poate, așa catalogăm noi, ca urât și frumos, dar nu e neapărat așa. Tipul respectiv sau tipul respectiv, da, e urât. Dar probabil pentru altcineva e cel mai frumos, știi? Exact, da. De aceea și... fiecare are frumusețea lui. Și, na, trebuie să găsești persoana potrivită să te aprecieze. Exact. Eu așa cred. Deci... Exact. Trebuie să zâmbim și să fim frumoși, că oricum suntem frumoși pentru cineva. Da, 100%, 100% e așa. Da. Uite, acum ne aflăm în parc, dar, spre exemplu, dacă ar fi să mergi la o prezentare TV, să zicem așa, okay, da, o emisiune pe care vrei tu, probabil de fashion sau ceva, cu ce alegi să te îmbraci? Cred că cu un costum. Da, bun, prezentabilă. Da, mai prezentabilă. Okay. Aș evita puțin fustele și toate chestiile astea. Aș prefera un costum cu pantaloni lungi și un maieu de dantelă, cred, niște cercei mari. Lățișorul? Depinde de maieu, corset pe care îl port pe dedesubt, cât de plin e. Dacă e ceva simplu, da, merge. Merge. Să nu meargă ceva la gât. Și niște pantofi cu top subțire, așa, cu un top subțire. În general, elegantă. Elegantă, da. Nu mă definește prea mult acest cuvânt sexy. Da, deci, fai pe elegantă și... Bineînțeles, asta vreau să zic. Da, totdeauna e. Totdeauna e. Da, cred că... Da, cred că în costum. Cred că costum. Ia zi, merge cel mai bine. Cred că merge cel mai bine, da. Ok. Și referitor fie la costum, fie la stilul pe care l-ai acum, te-ai gândit probabil ce ar zice despre tine în momentul în care te vede cineva? Păi, în primul rând, să asumit că sunt sigură pe mine. O, da, bun. Adică nu poți acum nici să combini ceva foarte elegant cu ceva foarte sport, că atunci pari indecisă. Ok, da. Așa, când ori te duci pe ceva, bine, trebuie să combini puțin, nu știu, să ai ceva aparte în fiecare ținută ta, să fii unic, să nu vezi, a, uite, s-a îmbrăcat aia cu hainele alea, gata, vreau să mă îmbrac și eu la fel că îmi place. Nu, să fii autentică și atunci, în momentul în care îți plac hainele pe care le porți, imediat ai și siguranța și ți-ai întărit puțin caracterul. Și atunci, gata, femeia e sigură pe ea. E sigură. Parcă după cum se îmbracă, nu știu, poate și pantofii contează și bluza și ce bluză ți-e și ce culoare porți. Deci cam orice contează, așa că eu cred că contează foarte mult. Să știi. Chestia asta. Măi, chiar mă bucur să aud astea. Adică mi s-a părut foarte frumoase, zic așa, răspunsurile pe care te le-ai punctat. Mai sincere. La subiect, sincere, da, chiar super. Da. Ce aș vrea să zic, să te mai rog, de fapt, dacă vreau să transmitem celor care ne urmăresc un mesaj, să fie, cred că, fericit, să fie ei. Da, în primul rând, da, contează și cum arăți și ce pui pe tine, dar mai mult contează ce ai aici, la inimioară, să fiți puternici și să zâmbiți în fiecare zi. Cine știe, poate o să fie ultima și de ce să nu ne bucurăm de ea? Oh, ce frumos! Eu o să rămân cu asta, probabil și cei care ne urmăresc, ar fi ideal să rămână chestia astea. Așa ar fi ideal. Sigur. Alexandra, nu pot decât să-ți mulțumesc super mult. Mulțumesc. Mă bucur că am putut discuta. Uite, am preluat din vibe-ul pozitiv al Alexandrei de astăzi. Super. Chiar dacă ea a fost tristă mult mai repede, să zic așa. Așa, pe final ne-am încărcat și noi puțin ziua. Da. Cred că și voi, dragilor, vă invit să urmăriți, de fapt, pe Alexandra, pe paginile ei. Sigur, o să vă încărcați cu ceva bun de acolo. Da, eu sper că da. Eu am văzut asta și probabil și ei o să facă lucrul acesta. Cum spuneam, nu pot decât să-ți mulțumesc și să-ți doresc mult succes în tot ceea ce vei face pe viitor. Și la toată lumea și zâmbiți! Să fim veseli! Să fim veseli! Sigur! Vă salutăm! Ciao!